Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de 163 ediție de analize economice, un proiect comun de viitor, își privesc eu. Astăzi, la început de august, până toată lumea este o sărbătoare care pentru noi nu pot să zic este ceva deosebit, dar am zis că dacă toți sărbează ziua tinerilor, în primul rând să definim cine sunt ăștia tineri, și apoi m-am gândit că ar fi bine să facem o analiză economică privind tineri din Republica Moldova, cât sunt ei, cât au mai rămas, cine sunt ei, ca să ne creăm o impresie și cei care vor sărba această zi să știe ce cu tineri din Republica Moldova. Deci astăzi am ales tema tinerii de la 15 la 34 de ani din Republica Moldova. Cât sunt ei, unde sunt ei, cine sunt ei, cu ce se ocupă ei. Haideți să începem. Am luat cifrele din 1980. Dacă vă uitați atent, noi am avut de două ori, s-au întâmplat două elemente. În 95 avem două date, până în 97 noi, tinerii din Moldova, îi calculam împreună cu cei din stânga Nistrului, după 97 cei din stânga Nistrului nu mai erau, de aceea dacă observați, numărul lor brusc a scăzut, din simplu motiv că nu mai erau în curs cei din stânga Nistrului. De aceea noi am pierdut cam 17% din tineri din calculele noastre, nu sunt pierduți, sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar din calculele noastre, de atunci de când nu mai calculăm cei din stânga Nistrului. A doilea lucru s-a întâmplat în 2014, când Biroul Național de Statistică a început să calculeze pe cei care sunt în Moldova. Că noi avem tineri, spre exemplu, în 2015, noi aveam 1.182.000 de tineri, dar în realitate în țară erau 866.800 de tineri, lucru care evident ne-a dus iarăși o schimbare. Dacă să ținem cont că în perioada sovietică, în Moldova, pe malul drept erau cam 17%, pe malul stâng erau cam 17%, putem să estima că în 1983 noi am avut 1.180.000 de tineri pe malul drept a Nistrului. De aceea, maxima istorică a fost atinsă în 2006, când noi am avut 1.270.000 de tineri. Deci, mai mult ca atât, n-am avut niciodată în istoria noastră. Și de atunci, ni tot prostogălim la vale, iar astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova, avem 537.000 de tineri. De la 1.260.000 avem o scădere de două ori și jumătate, un lucru care, cum să zic eu, chiar este neplăcut. Deoarece noi știm că avem un anumit număr de tineri, noi știm câți au rămas în țară, destul de clar putem estima când sunt psihotare. De aceea avem două grafice, observați, avem următorul grafic, în 2014 erau 1.200.000 de tineri, 893.000, ori atunci cifrele erau în țară, 309.000 peste hotare. Astăzi noi avem estimativ 925.000 de tineri, dintre care în țară 537.000, ceea ce ați văzut cifra, și peste hotare aproape 390. Deci dacă noi, în timp ce număr tinerilor, în general număr de tineri a scăzut constant, din simplu motiv că pe parcurs se nășteau tot mai puțini oameni, noi suntem afectați de două lucruri. Natalitatea din ce în ce mai mică, care ne-a dus la scăderea fizică a numărului tineri, uitați-vă, ei s-au redus cu 275.000 în general. Iar al doilea factor care a influențat reducerea numărului de tineri este că mulți din ei au plecat peste hotare. De aceea noi suntem afectați, în primul rând, demografic legat de natalitate și, doi, migrația care a influențat foarte mult. Cum s-a modificat numărul populației în ultimii 10 ani de zile? Deci noi avem toată populația țării până în 2014, cei care erau în interiorul țării, și avem astăzi 2024, exact 10 ani de zile, haideți să ne uităm ce se întâmplă. I-am împărțit în câteva categorii. Primii sunt copii de la 0 la 14 ani, au fost 513.000, au rămas 424.000. Deci a scăzut natalitatea mai mică plus migrație. Doi, tineri, au fost 893.000, au scăzut 537.000. Apoi, maturi, de la 35 la 54 de ani, vedeți, vârstnici și bătrâni. Dacă observați, unica categorie care a crescut sunt la 55 la 74 de ani, deci sunt oameni care intră exact în vârsta de pre- și pensionare, iar cea mai mare categorie care a scăzut cel mai mult, incomparabil cu oricine, sunt tinerii 15-34 de ani, numărul care s-a redus cu 40%. Deci, practic, de ziua tinerilor trebuie să facem o constatare tristă, numărul lor a scăzut cel mai mult. De ce acest lucru se întâmplă? Inclusiv din cauza migrației. Eu am luat să văd câți din
diferite grupi de vârstă erau în 2014. Psihotare, cât sunt acum? Iau doar tineri, dar dumneavoastră vedeți în spate absolut toate graficele. În 2020, în 2014 erau 25% din tineri vârsta de la 15 până la 34 de ani psihotare, acum sunt 42%. Dacă observați și atunci și astăzi, tinerii sunt grupul cel mai mult, cel mai mare care este psihotare. Copiii sunt cu cel mai mică rată, au fost 9,9, acum 17%, vârstnicii au fost 11%, acum 17%, iar cel mai mult sunt tineri și maturii, deci exact persoanele care trebuie să fie în vârstă aptă de muncă. Ei, din păcate, au decis că în loc să fie în Republica Moldova, cel mai bine să fie psihotare. Dacă să împărțim tineri în câteva categorii, deci primii ar fi copiii din licee la 15 la 19 ani, vedeți, sunt cei mai puțin plecați pe psihotare, au fost 18%, acum 29%, mult, dar oricum mai puțin. După aceasta sunt tineri la 20 la 24 de ani și la 25 la 29 de ani. Dacă observați, tineri la 20 la 24 de ani, ăștia sunt studenții, erau cei mai puțini, erau aproape cel mai puțin, era grupul următor care plecați psihotare, 24%, și acum brusc o luat-o în sus, observați, după anul 2020-2021, aici a fost o pauză, că atunci vreau să vă reamintesc că noi am făcut analize economice pe studenți în universități, vă aduceți aminte, atunci am avut cel mai mult număr de studenți, fiind pandemie, oamenii n-au, tinerii, copiii n-au putut pleca pe psihotare, au rămas în țară să învețe și am avut o stagnare a plecărilor și apoi brusc o luat-o în sus și acum tinerii care sunt în vârstă universitară este grupul cel mai rapid care pleacă peste hotare. Despre aceasta am vorbit mai multe contexte. O repetăm și acum de ziua tinerilor. Câți tineri își fac studii în Moldova? Deci tinerii din vârsta de la 15 până la 34 de ani își fac studiile în 4 sisteme de învățământ. În învățământul primar și secundar, unii sunt în gimnaziu, care au 15 ani, următorii sunt în licee. După aceasta avem profesional, tehnic, secundar, fostele școli profesionale. Este a doua categorie tineri. A treia sunt post profesional, tehnic, post secundar, cum erau colegiile, tehnicum, cei care sunt mai vârstă, în minte, și învățământul superior. Dacă observăm, în 2010 noi am avut 264.000 de tineri care făceau studiile, acum au rămas 161.000. Cel mai mult a scăzut de la învățământul primar și secundar, adică de la licee, de la 106.000 până la 65.000, a scăzut inclusiv din cauza că, din păcate, natalitatea este scăzută. Pe locul 2 este învățământul superior, care a scăzut la 104.000 până la 50.000, scăderea este și mai dramatică, inclusiv din simplu motiv că dacă la licee copiii mai degrabă rămân în Moldova, după aceasta ei preferă să plece peste hotare, dar și numărul lor scade. Surprinzător, și m-am gândit că ar fi bine să facem o analiză despre aceasta, la învățământ profesional, tehnic, post-secundar sau colegiile sau așa numitele tehnicuri care erau cândva, numărul de tineri nu că nu a scăzut, a rămas constant pe toată perioada de 15 ani, iar în acest an avem chiar mai mult decât a fost în 2010, necătând la faptul că copiii sunt cu mult mai puțin. Sincer să vă spun, nu am știut de acest fenomen, mi s-a părut interesant și promit într-un viitor apropiat să discutăm despre școlile acestea, colegiile din Republica Moldova, care sunt niște eroi nevăzuți. Deci ei reușesc să-și mențină tinerii în, în interesul tinerilor pentru astfel de învățământ. Cred că merită o atenție aparte despre care vom vorbi. Un următor grafic care mi s-a părut interesant și voi face și o primă concluzie este ponderea tinerilor care merg la studii. Deci din număr total de tineri la 15 până la 34 de ani, noi până în 2020 cam 23-24% erau din cei care mergeau undeva la studii. Astăzi numărul lor a ajuns la 30%. Nu știu ce concluzii veți face dumneavoastră, eu vă spun o singură concluzie. Creșterea ponderii tinerilor care își fac studiile, de fapt, arată un lucru, cum să vă spun, voi încerca mai delicat. Doar studiile îi mențin ca să nu pleci psihotare. Și
Știți, am vorbit de multe ori că avem cea mai mică rată de șomaj, din ce cauză, că toată lumea știe că dacă n-ai de muncă, e plecat psihotare. Și mai departe voi vorbi și veți vedea, în principiu, acest 30% arată că numărul de tineri, încă cât de cât bun care îl avem în țară, este legat de faptul că cei care au rămas, au rămas pentru a merge la studii și, din nefericire, vă pot spune așa, fără mari ezitări, că după ce vor finaliza studiile, cei mai mulți din ei rapid vor pleca pe psihotare. Deci creșterea numărul de tineri care fac studii, de fapt arată că este unicul factor care mai menține în această țară, anume studiile. Este un indicator pe care Biroul de Statistică cu multă amabilitate ne-a dat în ultimul timp, este așa numitul NET, ce înseamnă, deci tinerii care nu au nicio ocupație. Deci sunt tinerii care nici nu lucrează, nici nu învață. Acest indicator este destul de ridicat, la noi a fost la nivel de 32% sau fiecare a treilea tânăr nu are nicio ocupație în țara noastră. Deci el nu, nici nu învață undeva, nici nu are un loc de muncă. Când spun nu are un loc de muncă, am în vedere nu are un loc de muncă nici oficial, nici neoficial, că noi avem foarte multă lume angajată în sectorul informal, deci ăștia, într-adevăr, n-au nicio ocupație. Și aceasta, de fapt, este presiune enormă care face pe dânsul meargă pe psihotare. Lucrul acesta îl voi demonstra dacă ne uităm ce se întâmplă acum. Deci avem datele pentru primul trimestru. Noi avem o scădere bruscă a numărului de tineri care nu sunt ocupați. Dacă în mod normal erau 32-33%, acum vedeți, ne-am dus sub 25%, cel mai mică rată din tot timpul cât s-a dus evidența. Clar că mie mi-era interesant. Deci cum a scăzut? Deci cum a scăzut ponderea celor fără nicio ocupație? Care e secretul? Pentru aceasta am făcut un lucru simplu. Am luat trimestrul 4-2023, am luat trimestrul 1-2024 și m-am uitat de ce a scăzut. Deci numărul tinerilor care n-au nicio ocupație timp de un singur trimestru a scăzut cu 30.000 de persoane. Dacă vă uitați atent, aproape exclusiv au scăzut din contul celor la 25 până la 34 de ani. 30, de fapt ăștia sunt toți. Restul nu s-a întâmplat nimic. De ce au scăzut ei? Dacă ne uităm atent, ne uităm la rubrica, v-am făcut coloană, persoane care au un loc de muncă peste hotare sau care intenționează să plece la lucru peste hotare. Și ne uităm aici, 18.000 jumătate sau jumătate din tot lucrul acesta. Deci cine sunt acești oameni? De fapt sunt oamenii care ei nu mai sunt la noi ca noi, nu mai avem tineri care nu au ocupație din simplu motiv că au plecat pe psihotare. Mi este greu să spun că ar fi posibil că ei și-au găsit un loc de muncă în țară, deci lucrul acesta practic este imposibil. Deci reducerea numărului de tineri fără ocupație, dacă observați clar, are loc doar din contul migrațiilor pe psihotare. Este o constatare tristă, dar o vedeți și dumneavoastră. Și ce vă arăt rata tinerilor de fără o ocupație în Republica Moldova, dacă observați cei de la 15 până la 24 de ani au cea mai mică rată, la ei întotdeauna cam 13%, din cauza regulii ei sunt undeva la studii și din cauza aceasta practic toți sunt absorbiți de o anumită activitate. Cea mai mare problemă era la 25 de ani în sus, ei erau destul de mult, 42-44%, acum au scăzut la 33-34%, iar scăderea este exclusiv din cauza că ei pur și simplu au decis pleci peste hotare. Care sunt, cu ce se ocupă la noi tinerii pe grupe de ocupație, de la 15 la 34 de ani? Dacă ne uităm atent, noi avem, am avut 160.000, acum avem 162.000 care studiază, vedeți, numărul celor care studiază rămâne cât de cât constant. Cei care sunt ocupați în câmpul muncii, avem o scădere cât de cât constantă, iar cei care nu au nicio ocupație, avem o scădere și putem spune în felul următor că la noi, de fapt, numărul tinerilor care sunt undeva angajați rămâne relativ stabil, numărul tinerilor care undeva studiază rămâne relativ stabil și noi avem un număr nu foarte mare de tineri care nu au nicio ocupație din simplu motiv că omul nu-și găsește locul aici la studii, nu-și găsește locul aici la muncă, unicul loc unde el este util, plecarea peste hotare și se vede foarte clar. I-am luat pe cei de la 25 la 34 de ani, dacă observăm atent,
La noi numărul celor care învață la vârsta după 25 de ani e destul de micuț, 10-11 mii de persoane, deci este, nu este mare, se poate de ignorat, dar dacă ne uităm atent, celor care sunt ocupați în locurile de muncă la noi au fost 200 de mii, acum s-a redus la 165 de mii, deci practic nu au o scădere destul de constantă. Și numărul tinerilor care nu au ocupat tot a scăzut și în principiu, dacă să vorbim la modul serios, aici avem răspunsul la întrebare de ce tinerii pleacă. El deja după 25 de ani, nemai fiind la studii, el nu se încadrează în câmpul muncii Republicii Moldova, nu că n-ar de lucruri, dar decizia lui este nu o să încadra, dar nici fără ocupație nu stă. Dacă observați sus, am scris că numărul celor tinerilor care sunt ocupați în economie, și aici vreau să repet, ocupați în amdiri angajați oficial, orice tip de activitate economică care aduce venituri, este stabil la 50-55%, iar la noi, migrația tinerilor de peste hotar este legat de faptul că ei pur și simplu nu găsesc o oportunitate de muncă aici. Deci concluzia este una foarte clară. Tânărul după 25 de ani, el are două șanse. Sau stă aici fără avea o anumită ocupație și ați văzut, erau destul de mult și destul de mult, am ajuns până la 40% din tineri nu aveau ocupație după 25 de ani în sus. Sau ne dorim să stea aici fără ocupații, presiunea lui este de a pleca peste hotare. În interiorul țării, dacă observați, noi creșteri de locuri de muncă nu avem, ba din contră, la 200 de mii am ajuns la 165 de mii de locuri de muncă pentru tinerii după 25 de ani. Este o concluzie cam tristă pentru sărbătoarea tinerilor, dar cred că sunt niște cifre care au putea privi ca problemă, dar o putem privi ca oportunitate. Cert este grupul cu cel mai mare rată de migrație, este un grupul care cel mai mult este prezent peste hotare, este grupul, în special de la 25 la 34 de ani, este grupul cu cea mai mare presiune de a migra și este legat de faptul că el nu vede oportunitatea de a lucra aici în țară și pur și simplu numărul tinerilor care lucrează scade constant și ca pondere în număr tuturor care sunt ocupați, iar ei își regăsesc peste hotare, unde și-au plecat deja peste 40% din toți tineri din Republica Moldova. Vă mulțumesc și sper foarte mult că la anul vom fi cu mult mai optimiști în privința tinerilor din Republica Moldova, mai corect să spunem tinerii Republicii Moldova, dintre care doar mai țin peste jumătate sunt din Republica Moldova, restul tinerilor ai Republicii Moldova sunt deja peste hotare. Vă mulțumesc și până data viitoare!